Doi șoferi vasluieni au avut parte de o speritură puternică. Autoturismele pe care le conduceau au intrat într-o coliziune puternică după ce unul dintre ei a forțat o manevră fără să se asigure. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașinile implicate a lovit o stație de autobuz. La locul accidentului au venit pompieri din cadrul detașamentului Burlad cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor de intervenție au fost găsite două autoturisme avariate unul dintre acestea lovind o construcție metalică ușoară ridicată în afara carosabilului. Ambii conducători auto au fost evacuați și au fost găsiți conștienți și cooperanți. Cei doi șoferi implicați în accident au primit ajutor calificat la fața locului de către echipajele ambulanțelor. Ulterior, ambii au fost transportați la compartimentul de primire urgențe din cadrul Spitalului Municipal Bărlad pentru investigații suplimentare. Polițiștii vasluieni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.